YouTube este un lucru grozav, nu-i așa? Este motivul pentru care eu am acest job, modul în care urmărești acest videoclip și platforma care permite găzduirea a zeci de milioane de creatori, de la vloggeri, reporteri, muzicieni, critici de cinema sau oameni care reacționează la conținut viral. Este un loc pentru orice și pentru toate. Dar cum ar fi dacă YouTube ar fi interzis? Sună ca o idee nebunească, dar dacă acum 6 luni cineva ne-ar fi spus că TikTok va fi interzis, probabil le-am fi râs în față. Totuși, TikTok a fost deja interzis în India, iar companiile independente interzic aplicația pe telefoanele lor și în acest moment, administrația Trump urmează să ia o decizie cu privire la aplicație în următoarele săptămâni. Va fi interzis la nivel național? Vor exista restricții? Trebuie doar să așteptăm și să vedem. Având în vedere toate aceste lucruri, haideți să revenim la YouTube. Deși pare improbabil, poate că este posibil la urma urmei. Astăzi răspundem la întrebarea cum ar fi dacă YouTube ar fi interzis. După cum am menționat, ideea conform căreia YouTube ar putea fi interzis pare imposibilă și cel mai probabil acest lucru nu se va întâmpla niciodată, nu-i așa? Ei bine, acest lucru s-a întâmplat deja. China, Turkmenistan, Coreea de Nord, Iran și în trecut alte câteva țări au interzis acest site web. Chiar dacă în cele din urmă unele țări au ridicat interdicția, este clar că ideea noastră nu mai pare atât de nebunească. După cum știm, toate țările sunt conduse diferit. Unele permit lucruri pe care altele nu le aprobă. Acesta este mersul lucrurilor. Cu toate acestea, trebuie să luăm în considerare și libertatea de exprimare. Nu e un secret faptul că Coreea de Nord controlează tot ce intră și iese din țară în ceea ce privește conținutul pe care îl vizionează oamenii. Același lucru se poate spune și despre alte țări care au interzis YouTube-ul. Totuși, în Canada, Statele Unite și aproape orice altă țară, libertatea de exprimare este un drept, practic ai voie să spui tot ceea ce dorești. Cuvintele propriu-zise nu sunt ilegale. Ei bine, toate amenințările sunt, dar ceea ce vreau să spun e că atâta timp cât nu spui că vrei să comiți ilegalități, ai voie să spui cam tot ceea ce-ți dorești. Ai putea spune că dacă YouTube ar fi interzis, oamenii și-ar pune conținutul pe Spotify, Vimeo, Instagram sau Facebook și așa mai departe. Multe companii au încercat să concureze cu YouTube, dar se pare că platforma fondată în 2005 a rămas în vârf. La urma urmei, YouTube este responsabil pentru popularizarea unor oameni cunoscuți. Hai să devenim puțin mai realiști. Dacă YouTube ar fi interzis, cel mai probabil motivul din spatele acțiunii nu ar afecta doar YouTube. După cum îți poți imagina, într-o țară în care YouTube ar fi interzis, cel mai probabil și celelalte platforme de social media ar fi la fel. Și aici includem Facebook, Twitter, Instagram și toate celelalte. De fapt, unele țări nici nu permit utilizatorilor să intre pe internet. Deci, ce vreau să spun este că dacă YouTube ar fi interzis, întrebarea cum voi urmări noua melodie de la 5 Gang se va transforma mai degrabă în cum ar fi dacă drepturile și libertățile mele ar fi încălcate. Totuși, există mereu modalități de evitare a reglementărilor sau portițe care permit nerespectarea regulilor. Acesta este modul prin care unii oameni din Coreea de Nord, cu toate că nu au acces la internet, găsesc totuși o modalitate de a se conecta. Hai să trecem prin motivele pentru care YouTube ar putea fi interzis. Cel mai evident răspuns îl obținem dacă ne uităm la țările care în prezent interzic platforma. Aceste țări vor să aibă controlul asupra lucrurilor pe care le văd oamenii. Totuși, să nu uităm că SUA, Canada și orice altă țară care are deja YouTube face acest lucru. Vom da exemplul Statelor Unite. Aceștia au FCC, Comisia Federală de Comunicații. Conform website-ului lor oficial, FCC reglementează comunicațiile interstatale și internaționale prin radio, televizor, cablu, satelit în toate cele 50 de state, Districtul Columbia și teritoriile Statelor Unite. Fiind o agenție guvernamentală independentă a Statelor Unite supravegheată de Congres, FCC este autoritatea principală a Statelor Unite în ceea ce privește legea comunicațiilor, reglementările și inovațiile tehnologice. Așadar, guvernul reglementează ceea ce vedem aici, dar cine decide ce ar trebui sau nu să vedem la televizor și radio? Tot guvernul. După cum știți, televizorul nu permite nuditate sau înjurături, lucru pentru care îi poți mulțumi lui FCC.
Totuși, în trecut, această comisie a fost acuzată pentru limitarea sau încălcarea libertății de exprimare, dar asta nu a oprit oamenii să-și exercite libertatea de a intra pe internet. Servicii precum Netflix sau Amazon Prime nu sunt reglementate de FCC și platformele sunt în controlul conținutului transmis. Din acest motiv, HBO nu este inclus în pachetul de televiziune prin cablu și nu arată reclame, însă permite nuditate și înjurături, plătești extra pe lună pentru acces la canal și acesta este modul prin care ei își fac profitul. FCC susține așa: deoarece obscenitatea nu este protejată de primul amendament, este interzisă prin satelit, cablu, televiziune sau radio. Totuși, aceleași reguli pentru indecență și vulgaritate nu se aplică pentru cablu, satelit sau radio dacă serviciile sunt cu abonament. Întorcându-ne la YouTube, este o platformă gratuită unde oamenii spun ce vor, însă conținutul trebuie să respecte politica YouTube. Aceste anumite lucruri pe care platforma nu le permite și deoarece sunt o companie independentă condusă de Google, pot decide ce vor sau nu vor să permită. În ultimul timp, discursuri de ură, anumite teorii sau chiar unele cuvinte, videouri sau imagini pot să conducă la blocarea videoului sau chiar a canalului. FCC a încercat să reglementeze ce permit platforme precum Facebook, YouTube, Twitter și altele, dar până în momentul de față nu a reușit acest lucru. Totuși, aceste platforme, în special recent, au implementat tactici pentru a le spune utilizatorilor sau cititorilor ce conținut este explicit sau fake news. Nu înlătură conținutul de pe platformă, ci în schimb le oferă oamenilor un tampon spunându-le la ce să se aștepte. Acest lucru este total diferit de limitarea sau cenzurarea exprimării. Permit conținutul, însă oferă un disclaimer pentru a se proteja pe ei înșiși. Dar dacă YouTube și alte site-uri de social media ar fi banate, ce s-ar întâmpla? Ei bine, rezultatul ar depinde de mărimea fenomenului. Dacă vorbim de întreaga lume, atunci măcar toți se confruntă cu aceeași problemă. Totuși, dacă unele țări permit accesul, iar altele nu, acest lucru ar ridica niște întrebări serioase. Referindu-ne din nou la Statele Unite, acest lucru ar reprezenta o încălcare a primului amendament. Cel mai probabil, cine ar implementa interdicția ar fi în acel moment la putere. În momentul înregistrării este vorba de Donald Trump, deci ipotetic, dacă el ar interzice YouTube mâine, cel mai probabil lucrurile nu s-ar termina prea bine. Din moment ce președintele Statelor Unite și probabil și Senatul ar încălca primul amendament, ar trebui să fie acuzați. Astfel se pune următoarea întrebare: cum poate Trump să se gândească să interzică TikTok? Nu ar fi același lucru? Iată unde intervin portițele pe care le-am menționat adineauri. Mereu există modalități de a evita legea și, ipotetic, dacă Trump ar găsi un motiv bine întemeiat pentru a interzice YouTube, spunând că platforma este o amenințare pentru cetățenii Statelor Unite sau pentru țară ca întreg, atunci, teoretic, nu ar încălca primul amendament. În schimb, și-ar face datoria de a pune oamenii înainte de orice. Care ar putea fi motivul interdicției ipotetice? Nu aș ști să vă spun, dar cel mai probabil dacă o platformă ar fi interzisă, celelalte ar urma rapid și ele. Ceea ce ne-ar duce cu gândul că țara va începe să cenzureze tot ce văd oamenii, lucru care ar fi neconstituțional și în cel mai extrem caz ar putea duce la o revoluție. Totuși, dacă YouTube ar fi interzis din motive de siguranță și nicio altă platformă sau aplicație nu ar fi afectate, atunci cred că e clar ce s-ar întâmpla. Exact precum starurile Vine-urilor s-au mutat pe YouTube și TikTok, toți creatorii de conținut de pe YouTube s-ar muta pe o altă platformă, cum ar fi Instagram, Twitter, Facebook și așa mai departe. Desigur, acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă YouTube ar fi banat. Totuși, cel mai probabil, platforma nu va dispărea nicăieri. Este unul dintre cele mai mari website-uri din lume și dacă apocalipsa de reclame nu a distrus platforma, atunci probabil nimic altceva nu o va face. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!